was at the wrong place at the right time. Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. When you took my hand, said, let's leave now. Don't wanna be shy. I will let my guard down. Don't wanna be shy. I will let my guard down. I wanna laugh out loud. Talk a little deeper. Kiss a little harder. I wanna laugh out loud. Talk a little deeper. Talked about everything that was on our mind. Talking to you gave me butterflies. Then you took my hand, said, let's leave now. Don't wanna be shy. Bună și bine ați venit la un nou video. Nu mai astăzi reușesc să vorbesc cu voi, deși eu am început să filmez așa câteva cadre de ieri. Doar că ieri am fost să-mi duc calculatorul la vechiul job, acum pot să zic vechiul job, și apoi am fost cu Adi să mâncăm ceva și ne-am întors acasă, da, și n-am mai reușit să mai iau camera să vorbesc, pentru că, mă rog, când am ajuns acasă ne-am pus să strângem un pic prin casă și, da, cam atât. Să vă povestesc cum a fost ieri când am fost să-mi duc calculatorul. Eu n-am mai fost la birou de cam fix 2 ani, da, de prin martie 2020 și a fost un sentiment atât de ciudat când am pășit acolo, am văzut că nu s-a schimbat nimic, deci totul era la fel ca în momentul în care am plecat și mi s-a părut atât de straniu treaba asta, atât de stranie treaba asta, de fapt. Ideea e că în biroul acela, în clădire, oamenii au lucrat, adică n-a fost toată lumea work from home, cine a preferat să rămână în birou, a rămas în birou. Dar nu știu, am avut așa un sentiment de nostalgie, dar nu o nostalgie de aia bună, nu știu cum să o explic. Până și, adică biroul meu pe care îl lăsasem era neatins, lucrurile pe care le lăsasem erau tot acolo. Parcă zici că, nu știu, a fost așa înghețat în timp, cumva, nu știu, a fost foarte dubios. Da, mi-am lăsat calculatorul, a fost o vizită foarte scurtă, eu mai aveam de gând să merg să mai salut câțiva foști colegi cu care am mai păstrat legătura, însă singurul lucru pe care am reușit să-l fac a fost să îmi golesc dulăpiurul. Aveam un dulăpiur cu sertare, cu lucruri de ale mele și a trebuit să-l golesc. Deci găsim acolo pliculețe de zahăr, niște sticle de suc care vă dați seama când 2 ani. A trebuit să arunc tot de acolo. Și singurul lucru pe care singurele lucruri pe care le-am păstrat au fost un caietel în care începusem eu să-mi notez, m-am uitat aseară, idei pentru clipuri, mai avem pe aici. Quality checks. Ce erau astea? Astea erau chestii de la muncă. Dar știu că mai scrisesem și alte lucruri pe aici. Oare în partea cealaltă era? Da, uite aici. Începusem să-mi fac eu un fel de studiu așa despre acizii AHA, acizul hialuronic. Cam pe atunci începusem eu să mă mai îngrijesc așa de skincare, că până atunci foloseam ce-mi venea la mână. Acid azelaic, niacinamide, vitamina C, în fine, da. Și pe lângă caietelul ăsta am mai luat și toate felicitările pe care le aveam de la colegi de diferite ocazii, pentru că eu cred că v-am mai spus faptul că pe aici se obișnuiește foarte mult să se dea felicitări. Știu că pe la noi prin țară nu prea, adică cel puțin eu nu prea ofeream, nici nu prea primeam felicitări de genul, uite, de Crăciun, uite asta ce frumoasă e, super drăguță, așa, asta de la cine era? De la Tariq, da, era unul dintre colegi, da, foarte multe, majoritatea sunt de fapt de Crăciun, cred, și da, am zis să le păstrez pentru că astea chiar sunt amintiri drăguțe, chiar dacă, na, nu pot să zic că m-am înțeles foarte bine cu toți colegii, aia e. Eu pentru restul săptămânii sunt liberă, ceea ce abia așteptam.
o pauză e binevenită. Și acum mă duc la un parc de ăsta comercial, un centru comercial, dar e, mă rog, răsfirat așa pe afară, nu e un mall propriu zis, pentru că, de ce îmi lăcrimează ochii? Da, de ce nu? Da, ziceam că trebuie să merg să fac niște cumpărături, trebuie să iau niște lucruri pentru un cadou, pe care evident că pe acelea nu sunt posibile las, dar am și câteva lucruri de luat pentru mine, spre exemplu fixativ sau spumă de păr, pentru că mai ales de când mi-am făcut breton, nu mai pot să stau fără fixativ în momentul în care îmi prind părul, așa că mi-am pus niște clame foarte urâțele, dar nu mai am fixativ deloc, nici spumă, așa că trebuie neapărat să iau, trebuie să mai iau niște umerașe, dar oricum, voi iau cu mine. Cel mai probabil o să fie așa, un vlog de o zi relativ, mă rog, chiar dacă am filmat și un pic, dar mai mult o să filmez azi, ca să reușesc să-l editez la timp și să îl urc pentru miercuri, adică pentru mâine. Vedem cum decurg lucrurile, dacă reușesc să editez din el și să poate mai filmez și mâine, ok, dacă nu, o să-l închei azi, dar în fine, o să vedem asta mai târziu. Așa că, da, hai cu mine prin oraș, mă verific dacă mi-am luat portofelul la mine, o să-mi conectez telefonul la mașină ca să pot să-mi pun și eu GPS și să ascult și o muzică și ne auzim direct de la locul, de la destinație. Am ajuns, acesta este parcul comercial, undeva, de fapt în spate, încolo, undeva este și Ikea, avem și Decathlon și B&M și mai multe chestii. Încolo o să merg eu la Boots, TK Maxx și toate cele, dar e destul de măricel oricum și îmi place că e și aproape de noi de casă, așa că da. Bun, dar a început să bată vântul un pic, era mai cald când am plecat de acasă și nu bătea vântul și era soare. Cred că am cam subestimat vremea. Am terminat treaba pe care o aveam în TK Maxx, am fost doar în TK Maxx am fost până la urmă, pentru că am găsit cam tot ce-mi trebuia și, bine, mai puțin umerașe, fixativ și spumă, pe care o să le iau de la B&M, care e la câțiva metri mai încolo, mă rog, câteva zeci de metri, dar o să iau și mașina cu mine ca să nu stau să măcar dintr-o parte în alta a parcării. După care, cred că o să merg și până la Lidl sau Aldi să văd care e mai, care e mai în drum. Pentru că vreau să iau, cred că vă spuneam, cartofi congelați. Și de asemenea aș vrea să mai iau și niște făină, ulei, zahăr de-astea, că s-au cam terminat prin casă și ar fi bine să mai iau. Din ce am luat de la TK Maxx nu pot să vă arăt nimic. A, ba da, un singur lucru pot să vă arăt. Mi-am luat o mască de peeling pentru picioare, pentru că în ultima vreme am tălpile atât de uscate. Stai așa să-mi descui mașina. Am tălpile atât de uscate și deși le hidratez cam în fiecare seară, mă dau cu unt pe picioare, le și curăț cu piatră între aceea și le tot polișez și așa, tot sunt incredibil de uscate și se agață și mă enervează și am zis că singura... Opa, stai așa. Stai să mă pun. Am zis că singura soluție este să iau o mască de peeling pentru picioare. Imediat să mă dezinfectez pe mâini. Să pornesc mașina. Și acum pot să vă arăt masca. Aceasta este. Este de la un brand OK. Așa, ambalajul îmi dă impresia că ar fi ceva corean. Da, zice că e made in Korea. Și zice că este cu aciz natural din fructe și că exfoliază și înlătură pielea moarte de pe picioare. Și zice că este cu pepene. Da. Este a doua oară când folosesc ceva de genul. Am mai folosit acum un an și ceva și chiar a făcut treabă bună. Bun, acum mă duc la B&M, care e la un minut cu mașina încolo. De acolo mai am câteva chestii de luat și ne mai auzim de pe drum. În TK Maxx, sincer, am vrut să filmez. Am filmat 2-3 cadre, dar apoi m-am pierdut pe acolo pentru că eu nu aveam o idee clară referitor la ce vreau să pun în acest cadou. Și
atunci am trebuit să iau toate rafturile la rând și efectiv m-am pierdut acolo printre produse și n-a mai existat telefon, n-a mai existat nimic altceva. Oficial, cred că sunt cel mai rău vlogger care putea să existe, pentru că mi s-a stins telefonul. Adică mai aveam puțină baterie și am zis că o să o păstrez până când ajung acasă, în caz că trebuie să-l sun eu pe Adi sau în caz că trebuie să mă sune el pe mine, și oricum până am ajuns acasă mi s-a stins. Așa că n-am mai filmat pe nicăieri, nici în B&M, nici în Lidl unde am fost, dar am zis că să vă arăt totuși un mic haul cu ce am luat. Evident că nu o să includ lucrurile care sunt pentru cadou, deci acelea le-am dat deja departe, pe acelea le-am dat deja departe. Și hai să trecem repede prin produsele pe care le-am luat. Deci în partea asta avem ce de la Lidl. Am luat două pachetele dintre acestea de pesmet morâncit, pentru că eu uneori mai fac pui crispy, adică prefer în loc să fac șnițele simple să fac pui crispy dat prin pesmet. Am luat două pungi de făină, o pungă are 1,5 kg. Am luat o pungă de 1 kg de zahăr. Aici am luat niște cabanuri dintre acestea, niște sticks-uri dintre acestea cărnăciori și o folie cu prosciutto, ce mai are aici? Prosciutto crudo, salami Milano și pepper, salami Napoli, mă rog, sunt bune. Aici, de la secțiunea de patiserie, am luat un foietaj dintre acestea cu sirop de arțar și nuci pecan și un covric dintre acestea moale, care e bun. Pentru că în ultima vreme a început să-mi placă și mie porridge-ul, dar nu-mi place neapărat atât de simplu. Am luat tot felul de amestecuri de astea de fructe uscate. Uite, astea Tropical Trail Mix, care are mai multe, și banane uscate și stafide, migdale. Aici am luat niște caju, niște merișoare uscate și semințe de dovleac. Am luat și o ricotta, pentru că mie îmi place să o mănânc așa. Niște tortelloni sau tortelloni, în fine, umpluți cu șuncă, niște cartofi congelați, lavete și bureței. Și de la B&M am luat două seturi de umerașe, a câte 10 bucăți, a fost 3 lire setul. Sunt de plastic, nu sunt cine știe ce, dar par destul de solide. Am luat un set așa de scobitori, am luat un fixativ de la V05 sau VO5, nu știu exact, n-am mai folosit de la ei până acum, și o spumă de la Vela. Aici am luat niște prăjiturile de la, nu sunt prăjiturile, de fapt sunt ciocolățele, de la Cadbury, umplute cu o cremă care e atât de bună, doamne, o cremă așa albă. Pe el zice cream egg, pentru că tot de la Cadbury au niște ciocolățele în formă de ou și sunt umplute cu crema aia care e delicioasă, nu știu, cremă de vanilie, ceva, ciocolată albă. E foarte bună și văd că acum au făcut-o în formă de asta twisted. Și am mai luat și niște lame de ras și asta a fost captura zilei. Și am mai luat ceva de la B&M pe care am uitat să vă arăt, este vorba despre slime. Deci știu că acum, nu știu, 2-3 ani era o mare nebunie pe Instagram și pe Facebook cu clipuri cu slime și îmi doream atât de mult și eu să am un slime dintre acestea pe care să-l și amestești cu sclipici. Văd că sclipici are deja în el și steluțele le are în capac, le poți pune tu după aia. Și da, îmi doream foarte mult, plus că mi-a plăcut acum culoarea foarte mult de la acest slime. Și n-am stat pe gânduri și l-am luat. Am dat în mintea copiilor. Mamă, de ce satisfying este. Eu pot să o scot aici? Cu o singură mână? Mamă, ce-mi place. Vai, dacă de relaxant e. Ok, o să pun la loc și poate mai încolo o să amestec și cu steluțele cu care a venit. Cât încă e lumina afară, naturală, am zis să mai vorbesc un pic cu voi și voiam să ating subiectul despre plecarea mea de la job și un pic să vorbesc și despre jobul nou. În momentul în care v-am spus că mi-am dat demisia și că sunt cumva între joburi, nu aveam în cap o idee stabilită despre ce aș putea să vorbesc. De asta nu am dat foarte multe detalii, pentru că nu veneau foarte multe aspecte în cap sau nu știam cum să le ambalez încât să fie o idee cursivă și coerentă. În primul rând, motivul care m-a făcut pe mine să îmi dau demisia în acest moment este faptul că eu, evident, știți că m-am mutat într-o nouă casă care este mult mai departe de
Coventry. Coventry fiind orașul unde era, este biroul. Ceea ce însemna că dacă ar fi fost să fac naveta cu trenul, mi-ar fi luat o oră și jumătate doar dus. Iar cu mașina, vreo 50 de minute în condițiile în care nu este trafic. Și atunci nu vedeam sensul să trebuiască să... Adică nu vedeam sensul să mai continui cu acest job, mai ales în condițiile în care eu oricum am mai avut tentative să plec. În urmă cu vreo 2 ani începusem să îmi caut job nou, fusesem la câteva interviuri, dar atunci n-a fost să fie pentru că între timp venise pandemia și am zis ok, rămân eu la locul meu, momentan am un job cât de cât stabil și dacă ar fi fost să mi-l schimb, era posibil să, nu știu, să fiu dat afară imediat, cum au pățit, din păcate, foarte multe persoane. Și da, într-adevăr, eu momentan munceam de acasă, însă de pe 7 martie urma să mergem în regim de hybrid work, adică 2 zile în birou, 3 zile de acasă. Și efectiv nu mi-am mai dorit să merg la birou. În principiu, eu acum când mi-am căutat job, am căutat să fie ceva de acasă, pentru că, să fiu sinceră, după 2 ani de lucrat de acasă, m-am învățat așa. Nu mă mai văd mergând la birou, nu mă mai văd, nu știu cum să zic asta ca să nu sune iurea, dar nu mă mai văd stând într-un colectiv mare de oameni. Nu vreau să trageți concluzia de aici că sunt antisocială sau ceva, dar pur și simplu prefer liniștea. Prefer liniștea mea, prefer să lucrez din spațiul meu și din fericire, mai ales acum după pandemie, au apărut foarte, foarte, foarte multe joburi cu lucru de acasă în totalitate. Bun, un alt lucru care m-a făcut să îmi dau demisia a fost faptul că... Deci ca să vă zic un pic așa în mare despre ce presupunea jobul meu, era un job de call center la un departament al statului. Mai exact, vorbeam cu oamenii care erau pe benefits, pe beneficii, pe ajutor social, cum ar veni în România. Și vă dați seama că oamenii cu care interacționam nu erau cei mai ok oameni. Pe lângă asta erau foarte mulți oameni care erau depresivi, foarte multe apeluri sinucigașe, în sensul că omul spunea, ok, nu mi-am primit banii azi, eu mă duc să mă arunc de pe bloc, sau chestii de genul, adică lucruri care în timp te afectează extrem de mult psihic și vreau să zic că erau momente după ce terminam munca în care efectiv nu mai scoteam un cuvânt. Iubitul meu încerca să vorbească cu mine și eu efectiv nu mai voiam să scot un cuvânt pentru că eram atât de stoarsă de energie, de efectiv, nu știu, erau momente în care, sincer, aș fi preferat să fac o muncă fizică decât să mai stau să mai vorbesc la telefon. Pe lângă asta, mai era faptul că este un micromanagement atât de strict. Ce înseamnă asta? În momentul în care eu preluam apeluri, evident că făceam lucrurile astea printr-un program în calculator, program care era mai departe monitorizat de manageri. Și dacă terminam un apel, se întâmpla de multe ori să am nevoie de câteva minute după apel să mai rezolv lucruri în sistem, pentru că, să nu mai zic de programele de operare pe care le foloseam, erau toate atât de vechi. Deci eu nu m-aș fi putut gândi că un departament al statului din Marea Britanie lucrează cu programe atât de vechi, atât de outdated. Vreau să zic că aveam un program care arăta, dacă știți, pe vremuri la Windows 98 sau 95 ceva genul, era blue screen cube. Scris acela alb, efectiv așa arăta programul acela. Și fiind programe atât de vechi, vă dați seama că merg foarte greu și e logic că după apel e logic că nu puteam să rezolv toată treaba pe care o aveam de rezolvat în timpul apelului și mai aveam nevoie de timp după apel. Și în momentul în care managerul te vedea că petreci timp după apel, te întreba, dar de ce nu iei un alt apel? Dar ce faci? Dar ce? Adică asta înseamnă micromanagement, să-ți măsoare fiecare mișcare. Un alt exemplu, aveam pauza de prânz de 30 de minute. Dacă se întâmpla, nu știu, se mai întâmpla uneori să depășesc cu 1-2 minute. Mi se atrăgea atenția. Și tot felul de lucruri de astea, efectiv, simțeam că mereu stă cineva cu bunghiul pe mine și asta cumva aducea și mai multă presiune asupra mea și mai mult stres. Și nu e plăcut. Chiar nu e plăcut. Mai ales că salariul, hai să fim serioși, e foarte mic. Deci, de asta am zis în clipul trecut că să lucrezi la stat în România este mult mai bine decât să lucrezi la stat în Marea Britanie.
cel puțin pe postul pe care eram eu, salariul era un pic mai mare decât minimul pe economie. Minimul pe economie aici, în Marea Britanie, evident că nu e ca minimul pe economie în România, dar totuși, nu există cale de promovare, adică nu există să te promoveze pentru că tu, depui o muncă foarte bună și că sunt toți mulțumiți de tine, nu există să te promoveze. Eventual trebuie să aplici tu la un post mai sus de tine, dar trebuie să dai tot felul de assessments, tot felul de teste, tot felul de lucruri de genul. În momentul în care mă angajasem, mai era o treabă că aveam flexi time, adică puteam să începem mai târziu, spre exemplu, ziua de muncă și să o terminăm mai târziu, sau dacă aveam nevoie să plec de la muncă, nu știu, cu o oră, două mai devreme, puteam a doua zi să recuperez orele respective sau pe parcursul săptămânii și tot așa. Ei bine, de vreun an încoace, acel flexi time, deși era clar scris în contract, nu mai era atât de permisiv, în sensul că trebuia să anunți mereu când pleci, lucru care, v-am zis, înainte nu era, nu trebuie, lucru pe care înainte nu trebuia să-l faci, trebuia să anunți, trebuia să dai un motiv good enough ca să îți accepte plecarea mai devreme. Adică mi se pare că managementul s-a schimbat foarte mult, și cumva avantajele pe care le aveam în momentul în care m-am angajat, ușor-ușor dispăreau. Treptat, unul câte unul, se duceau. V-am zis, toate astea pe un salariu destul de mic. Adică nu vă imaginați acum că câștig 10.000 de lire pe lună. Nu, departe. Da, și toate astea adunate plus alte mici lucruri care m-au tot deranjat, m-au făcut să îmi doresc să plec cât mai repede. V-am spus, voiam și în vară să fac treaba asta, dar între timp ne-am hotărât că vrem să luăm casă și atunci am zis, ok, mai rezist un pic aici, aștept să ne luăm casă și apoi plec. Și picătura care a umplut paharul a fost faptul că ne cheamă la birou. Spun ei că nu putem să continuăm să lucrăm de acasă pentru că în contractul nostru nu scrie că putem lucra de acasă și că nu poate fi modificat. Dar în același timp nici despre hybrid work nu scrie nicăieri în contract, dar uite că totuși a putut fi modificat. Eu sunt conștientă că sunt oameni care au joburi mult mai nasoale și care se chinuie să-și câștige pâinea zi de zi. Dar în același timp, dacă eu am considerat că mie nu mi-a mai fost bine aici, am decis să plec și asta e, that's it. Referitor la jobul nou pe care îl voi începe pe 7, adică luni, titlul este de account manager, dar mai mult este un fel de tech support pentru o firmă de software care face un software pentru restaurante. Practic, restaurantele folosesc această aplicație ca să facă bookings, ca să poată preia livrări și, mă rog, comenzi online și tot așa. Și eu o să fiu în contact cu restaurantele în cazul în care au vreo problemă cu aplicația, o să le fac training celor care o vor cumpăra și tot așa. Ce m-a încântat pe mine, v-am zis, este faptul că este fully remote, adică este doar de acasă, și am zis că dacă cumva nu îmi va plăcea, asta e, o să-mi caut altceva. Chiar de la interviu, angajatorul mi-a spus că la ei nu există micromanagement, fără ca eu să fi întrebat, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Acum nu vreau să vă gândiți că sunt genul de persoană care nu lucrează sau care se duce la muncă doar ca să frece menta, mai pe românește. Nu, lucrez, dar faptul că cineva stă și îți urmărește fiecare mișcare, nu știu, mie mi se pare foarte, foarte stresantă. Da, cam asta e toată povestea. Ar mai fi multe de zis, dar nu vreau să intru atât de mult în detalii. Da, ce a fost a fost. Am încheiat un capitol din viața mea și o să-l încep pe altul. Și sper să fie bine. Țineți-mi pumnii. În altă ordine de idei, știu că vlogul ăsta a fost așa un pic all over the place, nu știu, adică nu a fost foarte plin de evenimente, dar până la urmă asta e viața, nu e mereu plină de evenimente. A, uite, trebuia să fi început cu treaba asta, că azi e 1 martie, nici nu mi-am dat seama, trebuia să vă fi urat de la bun început, dar uite că o să fac acum. Vreau să vă urez o primăvară liniștită, nu știu, parcă anul ăsta, urarea asta cu o primăvară fericită nu mai are niciun sens, nu are niciun, nu că nu are niciun sens, nu mai are nicio
nu-ți mai aduce nicio bucurie, cel puțin pentru mine asta e. Sper să aveți parte de liniște sufletească, liniște de orice fel, liniște. Pentru că, sincer, cred că asta e cea mai importantă, pe lângă sănătate, bineînțeles. Voiam să vă mai zic un lucru, eu cred că o să închei vlogul aici, în sensul că nu se mai întâmplă nimic în seara asta. O să încep altul de mâine și e posibil să îl postez pe acela vineri, pe vlog, mă refer la vlogul pe care îl voi începe de mâine. Asta pentru că s-ar putea să plecăm într-o mică escapadă în weekend și dacă se va întâmpla, atunci nu o să am cum să editez vlogul de weekend pentru weekend, adică pentru duminică. Așa că cel mai probabil vlogul pe care îl voi filma în weekend, voi îl veți vedea luni. Dar rămâne de văzut, încă nu știm nimic sigur. În principiu cam așa am discutat, să plecăm în weekend. Oricum plecăm pe undeva pe aici local, nu ieșim din Marea Britanie. Da, sper eu să fie ok. În principiu ne ghidăm după vreme. Din ce am văzut pe weather arată că în weekend o să fie chiar ok vremea. Dar, na, rămâne de văzut. Chiar ar trebui poate azi sau mâine să ne hotărâm să ne bucuim și noi o noapte la hotel acolo unde vom merge. Dar, v-am zis, voi veți vedea unde o să plecăm luni. Atunci veți vedea. Gata, nu mă mai întind cu vorba. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Vă pup, vă îmbrățișez și aveți grijă de voi. Pa, pa!